Norocul că zirea în scaune. Astăzi aș vrea să discutăm puțin despre sistemul start-stop de la mașinile moderne. Mașinile moderne însemnând după anul de fabricație 2010-2011, care vin echipate cu un astfel de sistem start-stop. Practic, acest sistem ce face, îți oprește motorul atunci când simte că mașina se află pe loc, în siguranță, adică tu ești cu piciorul pe frână, cu cutia de viteze pe liber sau pe neutru. Dacă ai o cutie automată, te-ai oprit pe loc, ea este în drive, simte că ai piciorul pe frână, motorul se oprește. Desigur, nu se oprește chiar mereu, adică acum dacă cuplezi sistemul start-stop, abia am pornit motorul, ea vede că am nevoie de motor să fie pornit, să încălzesc habitaclul, să ajungă la parametri. El funcționează numai atunci când mașina se află la parametrii optim de funcționare și când bateria este încărcată suficient. Acum vine întrebarea, ne ajută cu adevărat acest sistem start-stop sau este un alt mijloc de a face bani producătorii? Ca să fiu sincer, adevărul este la mijloc. Un autoturism normal, spre exemplu acest BMW, are motor de 2000 de centimetri cubi, 2000 diesel, turbo, și la relantii un motor diesel de 1.9, 1.6, 2.0 consumă undeva la 0.5 aproximativ litri pe oră. Adică, dacă o să fac acum imediat calculele după ce filmez acest video, mașina la relantii, mai exact un motor diesel de capacitate până în 2 litri, consumă cam 0.7-0.9 litri pe oră. La relantii. Un motor pe benzină consumă mai mult, 0.6-0.8 litri pe oră la relantii. Ce înseamnă asta? Hai să facem un calcul. Aproximăm 0.6 litri înseamnă, ori 6 lei, înseamnă 3,60 lei dacă motorul stă la relantii când este cald. La un 2 litri diesel, 1.6 diesel, 1.9 diesel, 1.8 diesel. Ce înseamnă asta dacă împărțim la 60 de minute? 0.06 lei pe minut. Într-un oraș precum Râmnicu Vâlcea, nu știu cât folosești sistemul start-stop. Adică eu dacă merg până la serviciu, abia mi se încălzește motorul, având benzină. Dacă am diesel, trebuie să merg foarte mult. Ca să meargă la parametrii optimi motorul, diesel, chiar și în București, trebuie să mergi, în special pe timp de iarnă, trebuie să mergi cel puțin 20 de minute. El nu funcționează chiar mereu, așteaptă până când motorul se încălzește, așteaptă până când bateria se încarcă. Are un anumit algoritm, nu funcționează chiar tot timpul. Dar hai să presupunem că în Râmnicu Vâlcea folosesc sistemul start-stop. E mult, dar hai să facem o presupunere. Să zicem că folosesc sistemul start-stop 5 minute pe zi. Și bineînțeles, acele porniri consumă și ele ceva. Consumă mai puțin decât dacă nu ai avea start-stop, adică sistemul de pornire cu start-stop este mai economic atunci când pornești motorul decât o mașină care nu ar avea start-stop. Este un electromotor și un sistem care pornește mai repede și mai ușor motorul. Dar chiar și acesta consumă. Îl excludem, da? Să zicem că eu în Râmnicu Vâlcea conduc și să presupunem că eu 5 minute pe zi folosesc sistemul start-stop. Ori 30 de zile, 150 de minute. Cât am economisit într-o lună? 9 lei. Într-o lună. Într-un an, 108 lei. Acoperă jumătate din impozit. Dar, revenind la video, ai o baterie mai scumpă, start-stop, ai 1 lei, teoretic, pentru start-stop. Electromotorul este diferit, este mai scump, de tip start-stop, și întregul sistem este mai costisitor. Acum să fac calculul dacă aș fi în București. 20 de minute pe zi, pentru că traficul este infernal și stai foarte mult timp bară la bară în București. 20 de minute, 36 de lei pe lună. Parcă acum sună mai bine. Pentru cei care stau bară la bară în București sau într-un oraș mai mare, să zicem că s-ar simți. Dar pentru cei care stau în afara capitalei, cum sunt și eu, acum dacă însumăm toate mașinile care se află pe globul ăsta, economia pe care o faci cu un sistem start-stop începe să devină semnificativă. Dar tu ca individ nu vei simți economia făcută de un sistem start-stop. Făcusem eu calculul și scutești undeva la
10 lei pe lună aproximativ dacă mergi zi de zi cu o mașină echipată cu un sistem start-stop. O mașină obișnuită fără sistem start-stop, în timpul duratei de viață pe care o are mașina, experimentează cam 50.000 de porniri. Ei bine, cu un sistem start-stop, numărul crește de la 50.000 de porniri la 500.000 de porniri. Mie mi se pare foarte mult. Numărul acesta de porniri are și niște consecințe. În primul rând, după un drum lung, dacă tu te oprești imediat și se oprește motorul, poți să creezi uzură în turbină. Trebuie lăsată câteva minute până se răcește uleiul. Bateria se va duce mult mai repede. Sunt de acord, acum o să-mi spuneți că sunt și mașini care au baterie separată dedicată start-stop-ului. Mașini precum Volvo. Volvo S80, de exemplu, are o baterie micuță specială dedicată sistemului start-stop. Și bateriile făcute pentru start-stop, în general, sunt mai scumpe. Și, într-adevăr, pornirea se face cu mai multă ușurință la o mașină cu start-stop decât la una convențională. Pornește parcă mai repede mașina. Asta este din ce am observat. Dar, totuși, sunt 500.000 de porniri în medie. Economia este nesemnificativă pentru noi. Dar acum hai să vă spun de ce au făcut producătorii acest sistem start-stop. În Europa, producătorii primesc targeturi. Target anual de CO2. Pentru fiecare an este un anumit target. O să vă las câteva poze, câteva date, dar dau un exemplu. Văd target pentru 2030 100 de grame de CO2 pe kilometru. Și încep să se gândească, băi frate, cum să facem? Reducem capacitatea cilindrică, îi punem start-stop, îi mai punem nu știu ce sistem de încălzire ca să se optimizeze până se încălzește motorul. Și așa mai departe. Ei trebuie să vină cu tot felul de soluții, de inginerii, ei trebuie să inginerească un sistem care să reducă consumul oficial până la această valoare. Dacă ei cred că reduc cu sistemul start-stop un litru sau chiar și jumătate de litru la 100 de kilometri cu sistemul start-stop, vă zic eu, 0,5 litri la 100 de kilometri înseamnă cam așa. Din ce văd pe internet, conversia este de 1,9 kg pe litru, la diesel și la benzină 2,3 kg pe litru. Și acum hai să vedem, cu start-stop-ul nostru, da, economisim 0,5 litri la 100 de kilometri. Dacă noi producem o mașină și are 110 grame, facem un start-stop și scădem sub această valoare de 100. 0,5 litri la 100 de kilometri, cât înseamnă? Înseamnă valoarea asta împărțită la 2, da? Adică 1150 de grame la 100 de kilometri. Dacă împărțim la 100 de kilometri, o să obținem 11,5 grame la kilometru. Și cum spuneam, ei au ajuns la valoarea asta, faci un start-stop mai avansat, scazi cu 11,5 grame, scazi sub 100 de grame. Ei, dacă depășesc cu prea mult targetul, ei primesc penalizări. La modul 10-20 de euro pe gram pe mașină vândută. Că e logic, nu? Fiecare mașină poluează pe unitate. Și atunci, cât înseamnă asta? Dacă eu vând, sunt Dacia și vând 5 milioane de unități, ori 10, cu un gram e suficient să depășești. Depășești cu un gram, iei penalizare 10 euro pentru fiecare mașină, ai luat penalizare 50 de milioane de euro. Așa, la foc automat. Și atunci ei fac tot posibilul să reducă pe hârtie consumul oficial, pentru că consumul oficial se reflectă și în gramele de CO2. Și de asta avem sistem start-stop și de asta avem multe alte sisteme inutile și consumul în realitate nu e chiar atât de mic pe cât spun producătorii, pentru că ele testează niște condiții ideale, temperatură, mers optim, viteză redusă, nu pun în calcul mersul agresiv, nu pun în calcul încălzirea motorului, nu pun în calcul mulți factori. Și tu cumperi o mașină care are consum oficial de 5,5 și în București are consum de 9 sau de 8 sau de 7 sau de 10. A făcut Engineering Explained un video în care spunea că dacă stai cu mașina la relantii mai mult de 7 secunde, atunci rentează să oprești motorul pentru că economia va fi mai bună. Tot ce depășește de 7 secunde devine economie dacă oprești motorul. După cum spuneam, eu nu sunt de aceeași părere.
pentru că tu nu simți economia direct în buzunar. 10 lei pe lună economie mi se pare o sumă extraordinar de mică, nesemnificativă. Iar eu de câte ori mă sui într-o mașină nouă să-i fac review și are start-stop, primul lucru pe care îl fac îl decuplez. Deci mie nu trebuie start-stop. Dacă vouă vă place start-stop-ul, lăsați-mi un comentariu. Chiar sunt curios de ce credeți că e ok un sistem cu start-stop. Dacă aveți nelămuriri, nu uitați să-mi lăsați un comentariu și ne vedem în următorul video.